fiecare dintre noi încercăm să ne găsim liniștea sufletească. Dar de cele mai multe ori, chiar noi care căutăm liniștea, suntem cei care aducem tulburarea. Chiar noi care credem și susținem că avem echilibru, suntem cei care în jurul nostru provocăm dezechilibru. De aceea, în Sfânta Biserică, să știți și să conștientizați că este locul unde venim să ne vindecăm. Este locul unde venim să ne antrenăm sufletește ca să fim după ritmurile lui Dumnezeu și nu după ritmurile lumii acestea. Venim din familia noastră, din casa noastră și venim în casa lui Dumnezeu și în marea familie care este comunitatea. Venim aici, în Biserica Luptătoare, ca să ne armonizăm cu Biserica Biruitoare, unde sunt Îngerii, Maica Domnului și Sfinții. Venim aici să le lăsăm pe toate ale noastre, ca să ne dăm după cele ale lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul, precum în cer, așa și pe pământ. Și nu invers, precum pe pământ, așa și în cer. Vă conștientizăm lucrurile acestea și o să o facem din ce în ce mai des. Pentru că observăm că oamenii vin la Sfânta Biserică, dar nu realizează că intră într-o lucrare care este universală. Închipuiți-vă că voi sunteți aici într-o bisericuță, dar în același duh, în același timp, în aceeași lucrare, sunt mii și mii de biserici ca niște celule ale aceluiași organism. Dar noi nu o să conștientizăm că suntem mădulare în parte unii altora, că noi suntem aici, bărbați și femei, în stânga și în dreapta, care formăm aici o stare de echilibru cu tot ceea ce există pe fața Pământului și cu toate bisericile. Noi venim cu problemele și frământările noastre de zi cu zi și insistăm cu toată tăria la Dumnezeu și încercăm să-L tragem pe Dumnezeu din altar și pe preot din lucrarea de slujire, prin gândurile noastre, prin vibrațiile noastre, prin stările noastre sufletești și tragem tot cerul ca să rezolve o problemă a Pământului. Da, spunea un părinte frumos, cine a venit cu ideea că viața duhovnicească este cea care trebuie să ne rezolve nouă problemele lumești? În clipa în care a intrat în lucrarea duhovnicească, în viața bisericii, noi trebuie să urcăm problemele noastre mărunte de zi cu zi în plan mai înalt și acestea toate se diluează sau dispar cu totul. Pentru că apare o lumină mai puternică care le arde și le curăță pe toate. Vă explicăm lucrul acesta. Ca să faceți exercițiul acesta duhovnicesc de fiecare dată când intrați în Sfânta Biserică. Chiar dacă avem fiecare dintre noi frământările și problemele și neputințele noastre personale, intrați și faceți un exercițiu de deschidere a minții și a inimii către toți cei care sunt în această biserică și către toate bisericile și parohiile și către toate bisericile locale, către întreaga Biserică Universală și mai mult decât atât să ne gândim și la Biserica Biruitoare din Cer, pentru că în timp ce noi venim și ne închidem într-o frământare și într-o problemă din care nu mai ieșim, pe Sfânta Masă vine însuși Împăratul Cerului și a Pământului, vine Maica Domnului Împărăteasa Cerului și a Pământului, vin toți heruvimii la heruvic, vin toți Sfinții Îngeri la Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, vin toți Sfinții și toate puterile cerești și noi avem în fața noastră așa lucrare dumnezeiască pe care noi aproape că nu o vedem, ci ne gândim continuu la o problemă într-un punct negru pe care l-avem noi și tragem tot cerul într-un unghi mort. Și îi plecăm cu aceeași stare sufletească de neliniște, sperând ca în timpul care urmează Domnul Dumnezeu și tot îngerii să se ocupe de problemele noastre. Oricum Domnul ne proniază. Oricum Domnul ne știe adâncul inimii. Oricum Domnul vede necazurile noastre, dar vrea să vadă în primul rând cum ne raportăm noi la El, cum ne deschidem noi inima către altar, iar celelalte sunt binecuvântări sau sunt cruci pe care Domnul ni le îngăduie pentru curățarea noastră sufletească și trupească. Vrem să facem acest exercițiu, dar este foarte greu, pentru că mintea noastră
nu poate să înțeleagă lucrarea asta. Noi credem că este doar ce vedem noi și simțim noi cu simțurile noastre, că asta este realitatea. Nu vedem adevărata realitate duhovnicească. Vedeți că între preot și strană este un ritm. Este un ritm și o măsură în care, în timp ce preotul spune cu pace Domnului să ne rugăm și strana răspunde, Doamne, miluiește, este ca o gimnastică sufletească în care noi venim contorsionați cu ale noastre și între preot și strană se face această lucrare de întindere a minții, a inimii, a puterilor sufletești și pleci de la Sfânta Liturghie deschis, vindecat, tămăduit, liniștit și plin de har. Dar la această lucrare nu trebuie să participe doar preotul și cântărețul, iar voi toți trebuie să fiți niște asistenți care vă gândiți la ale voastre, nu? Trebuie să participați și voi. Fiecare om din Sfânta Mănăstire care este aici sau afară, și sper ca și cei de afară să audă foarte bine cuvântul, are responsabilitatea din clipa aceasta să fie atent în jurul lui, să nu cumva să strice liniștea și pacea locului, să nu vorbească, să nu se miște, să nu facă o gălăgie, să nu se gândească la cele lumești și să vorbească pe afară lucruri ale lumii și să nu fie atenți la Sfânta Liturghie. Când vedeți pe cineva în Sfânta Biserică, tulbură liturghia din clipa aceasta, nu mai dați voie să vină cu pomelnice. Vedeți la telefoane, vedeți la mișcările trupului, vedeți la toate acestea, pentru că este un moment în care timp de 2 ore încremenește timpul și noi intrăm în timpul lui Dumnezeu. Intrăm în Sfânta Liturghie. Iar dacă cuiva îi sună telefonul și n-a fost atent după ceea deja eu am spus, e clar că n-a avut nicio deschidere pentru liniștea locului și pentru liniștea celorlalți. Cântați cu toți la Sfânta Liturghie, dar cântați, nu mormăiți. Cântați și implicați-vă pentru că rugăciunea voastră ajunge la cer. Vrem să schimbăm ceva în planul fizic. Vedeți că se frământă oameni în vale cu fel de fel de întâlniri, de proteste. N-au nicio forță și le-am spus-o de mult. De ce n-au nicio forță? Pentru că nu suntem cu miile astăzi în Sfânta Liturghie. Nu suntem aici sute și sute de oameni care să cântăm în cor lui Dumnezeu, să avem unitate de trăire, de credință, de lucrare duhovnicească și de participare la Sfânta Liturghie. Nu suntem o forță pentru că nu ne antrenăm. Pentru că venim sporadic, suntem niște străini și nu realizăm că suntem la aceeași lucrare în Sfânta Liturghie. Dacă vedeți vreunul care își înalță glasul, fă-i un semn că nu-și dă seama, el este în mintea lui, el este în ritmul lui, lui se pare că e mai grozav decât alții și cântă așa în Sfânta Biserică și în Sfânta Liturghie de acoperă și preotul și strana. Fă-i un semn, trezește-te omule, pentru că trebuie să cântăm cu toți, în cor, frumos, puternic, ca fiecare dintre voi când ați plecat de aici după 2 ore, să aveți 2 ore care le-ați uitat pe toate ale voastre. Și o să vă conștientizez. Iar cei care sunteți mai vechi și care veniți constant la Sfânta Liturghie, încercați ca această stare și acest cuvânt să-l transmiteți din liturghie în liturghie, prin felul vostru de a vă comporta cu cei care vin și care pleacă, să se creeze o permanență a unei liturghii trăite pentru tihna tuturor. Și când veniți la împărtășit și când stați și vă pregătiți pentru Sfânta Împărtășanie și după ce ieșiți din liturghie, să aveți tăcere cu rugăciunea lui Iisus, să nu miște nimic, pentru că locul acesta trebuie să-și păstreze Duhul Lui și nu trebuie să se piardă Duhul locului cu duhurile lumii care vin prin fiecare dintre noi. Sper că s-a înțeles. Aici venim ca ne antrenăm. Aici venim ca să lucrăm. Aici venim ca să participăm. Aici venim ca să punem umărul la o lucrare duhovnicească, nu să atârnăm noi de gâtul la 2 sau 3 care se străduiesc să se țină cum pot de Dumnezeu. Să luăm aminte, zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui.
Și ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri? Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, poporul evreu socotea luna septembrie ca un început al creației. Ei gândeau și socoteau că lumea aceasta a fost creată începând cu luna septembrie. De aceea părinții au păstrat anumite rânduieli ale Vechiului Testament și anul bisericesc începe cu 1 septembrie. Ați văzut că pe data de 8 am închinat ziua nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, zi închinată Fecioarei, iar pe data de 14 septembrie a fost înălțarea Sfintei Cruci. V-am explicat la o predică anterioară că două lucruri care se opun total stau unite strâns unul lângă altul, adică Fecioara și Crucea, smerenia și eroismul crucii, adică supleția Maicii Domnului, supleția interioară și forța cu care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a biruit lumea aceasta acceptând de bunăvoie să fie răstignit pe cruce. Deci Fecioara și crucea stau una lângă alta pentru că, iubiți credincioși, luați luna septembrie ca un întreg, iar pe data de 14, în mijlocul lunii, este așezată Sfânta Cruce ca pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului în mijlocul raiului. În această lună este un început pentru tot anul, prin care noi trebuie să înțelegem rostul și lucrarea tuturor sărbătorilor care vor decurge pe parcursul fiecărei luni. Și trebuie să înțelegem care este scopul nostru pe fața Pământului. Am stat o săptămână întreagă, timp de 8 zile. Am stat sub semnul Sfintei Cruci, sub puterea Sfintei Cruci, sub înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Cruci, dar iată că astăzi s-a așezat încă o dată o pericopă evanghelică închinată Sfintei Cruci. Zisa Domnul: cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Cel care voiește după mine, să vină după mine, iarăși este voia omului, este libertatea omului respectată de Dumnezeu, așa cum l-a lăsat bunul Dumnezeu pe Adam în rai, i-a dat libertatea de a alege între pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului și libertatea și-a folosit-o greșit, alergând lepădarea de Dumnezeu, convorbirea cu satana, iubirea trupească de sine, autocunoaștere și autosuficiența prin el însăși, introspecția interioară dintr-o perspectivă trupească, folosirea simțurilor pentru iubirea pătimașă acestei lumi și nu în ultimul rând, căderea omului cu fața în pământ, în adânc, în întuneric, în convoiere către păcat, până în adâncul iadului, folosirea greșită a voinței a dus la lepădarea de Dumnezeu, la iubirea trupească de sine și la ură și vrăjmășie față de aproapele. Ajungând omul în adâncul iadului, Domnul nostru Iisus Hristos începe rezidirea lumii, având ca temelie voința omului și Sfânta Cruce ca un semn și ca un simbol duhovnicesc care trebuia să-l înalțe pe om. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Ce înseamnă asta, iubiți credincioși? Gândiți-vă la porunca dumnezeiască.
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată virtutea ta, din toată puterea ta, din tot bugetul tău, din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe sine însuși. Deci avem sinele, avem din acest sine care este inima omului, ființa omului, centrul omului, acest sine îndreptat în iubire către Dumnezeu, către aproapele și către tine însuți. Dar omul, nerămânând în această iubire, a ajuns într-o iubire trupească de sine, adică egoismul omului, egoul omului a devenit, de fapt, realitatea lui și el se identifică cu patima, se identifică cu voia proprie, se identifică cu trupul. Omul se identifică cu iubirea trupească de sine și toată această deschidere în iubire firească către sine, iubire firească către aproapele și duhovnicească, iubire duhovnicească către Dumnezeu s-a întors în ceva nefiresc, adică într-o iubire de sine egoistă. Domnul pleacă la Evanghelia de astăzi, cum am spus mai devreme, respectând libertatea și spune așa, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Adică să se lepede de această orientare greșită a iubirii, a voinței, a tuturor puterilor cerești, trupești, să se lepede de egoul său, de voile lui pătimașe și de tot ce înseamnă orientare greșită către iad. Să se lepede de sine și să-și ia crucea sa. A-ți lua crucea sa înseamnă să te raportezi corect la suprafața pământului, la orizontală, să te raportezi la rostul tău pe fața pământului. Unul are crucea călugăriei, altul are crucea căsătoriei, altul are crucea văduviei, altul are crucea de a fi bolnav și să-și ducă crucea cum a îngăduit Dumnezeu, altul are crucea de a fi responsabil pentru trupurile oamenilor, altul pentru sufletele oamenilor. Fiecare are câte o cruce în viața lui și să-și ia crucea sa. Dar crucea pe care o are el pe fața pământului, să nu o ia în ea însăși. Pentru că totul trebuie spiritualizat. Să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și în clipa aceea totul devine transparent, totul devine duhovnicesc, totul devine în voia Domnului. Dar omul, iubiți credincioși, nu a înțeles lucrarea lui duhovnicească și în continuu s-a identificat cu trupul și cu iubirea pătimașă din lumea aceasta. Și Domnul acționează în câteva cuvinte, exact la esență, exact în boală, exact în adâncul sufletului, le reorientează pe toate, pentru că în luna aceasta, septembrie, au rânduit părinții acest început de începere a rezidirii lumii și a ființei umane. Și spune clar că cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Ce înseamnă că cineva vrea să-și mântuiască sufletul său? Adică vrea omul să scape de suferințele acestei lumi, de frământări, de probleme și face tot soiul de compromisuri. Vrea să-și scape sufletul. Cum v-am spus de atâtea ori, este duplicitar, este fățarnic și vrea să o dea cotită pe lumea aceasta ca să-i fie lui bine, să-și mântuiască sau să-l scape sufletul. În clipa aceea, Domnul și-a mâna de pe el și va trage linie la final și spune clar, cine vrea să-și scape sufletul său, îl va pierde. Dar cine îl va pierde, adică îl va sacrifica, îl va jertfi acest suflet pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Ce înseamnă să-ți pierzi sufletul pentru Evanghelie? Să riști tot din lumea aceasta pentru adevăr, pentru credință, pentru cuvântul Evangheliei, pentru Hristos, să nu te intereseze nimic din lumea aceasta, nici legăturile sociale, nici legăturile familiale, nici legăturile cu trupul tău și cu sufletul tău, să urăști chiar și sufletul tău nu înseamnă să te urăști pe tine, pentru că Domnul a spus să te iubești pe tine și pe aproapele, dar să iubești, să urăști partea pătimașă din tine, să urăști voile cele rele ale prietenilor, ale fraților, ale rudelor, ale părinților, voile cele rele care ți se impun într-un mod pervers și tu să urăști tot ceea ce te face să nu îl iubești pe Dumnezeu și pe tine și pe aproapele într-un mod corect.
Și ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă? Domnul spune clar, începând cu aceste, versete, că omul a căzut la verbul eu sunt cel ce sunt, la verbul a fi, la verbul a avea și totul a devenit pentru el comercial. Este un interes, este un târg, este un compromis pe care omul îl face pentru lumea aceasta, încearcă să obțină cât mai multe materie în detrimentul sufletului, încercând într-un final să obțină o plăcere lumească trecătoare și o putere lumească și o slavă trecătoare. Putere, slavă și plăcere, toate celelalte, acestea sunt trecătoare. Pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. De aceea, o să vedeți mai departe, folosind Domnul cuvinte legate de partea comercială. Ce îi folosește omului să câștige lumea? A câștiga. Ce îi folosește omului? Adică folosul. Folosul și câștigul. Lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său, câștigi sau pierzi, folosești sau nu. Deci vedeți cuvinte legate de orizontală. Ce îți va folosi ție acest comerț lumesc cu cele materiale când sufletul tău este nemuritor, când sufletul tău este neprețuit. Și Domnul argumentează lucrul acesta. Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Ce poți să dai dacă el este duhovnicesc? Ce poți să dai material în schimbul la ceva spiritual? N-ai cum să faci acest schimb. Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său cu sfinții Săi îngeri. Deci vedeți despre ce ne vorbește Domnul nostru Iisus Hristos? Vorbește despre Tatăl, vorbește despre slava Sa, vorbește despre îngeri, vorbește despre faptul că El va veni pe norii cerului, că El este judecătorul, vorbește despre o altă dimensiune, vorbește despre un pământ nou și un cer nou, vorbește despre slavă ca energia lui Dumnezeu, vorbește Domnul despre veșnicie și despre o împărăție pe care ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe care mintea omului nu poate să o cuprindă și omul negociază această veșnicie cu lucruri trecătoare pe care le raportează la ce? La acest neam păcătos și desfrânat. Iar dacă noi suntem trup și suflet, înseamnă că și sfințenia noastră, sfințirea noastră trebuie să fie și a sufletului și a trupului. De aceea, pentru mântuire, Domnul are nevoie și de credința sufletească, dar are nevoie și de mărturisirea cu gura, mărturisirea legată de trup în fața acestui neam păcătos și desfrânat, limba noastră, să mărturisească adevărul și să se îmbrace cu platușa dreptății, cum ați auzit la apostol. De aceea, spune Domnul clar, cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei, ca să înțelegeți că această săptămână legată de cruce, de fecioară, de creație, de lepădare de lume, de iubire, de Dumnezeu, de sine și de aproape și ridicarea omului la nivelul de om duhovnicesc are o țintă pe care Domnul le spune chiar celor de față. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici de față, adică Petru, Ioan și Iacov, care nu vor gusta moarte până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Acești trei apostoli n-au gustat moartea până când n-au văzut împărăția lui Dumnezeu, adică slava lui Dumnezeu, energia necreată a lui Dumnezeu venind într-o putere pe muntele schimbării la față. De aceea, crucea are proiecție în veșnicie și în împărăție, iubiți credincioși, împărăție pe care au gustat-o acești apostoli pe muntele schimbării, când au văzut soarele mai întunecat decât soarele dreptății, când au văzut o lumină atât de puternică încât au căzut la pământ, în momentul în care au zis glasul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am nevoit, aceștia au văzut împărăția venind într-o putere pentru că de-a stânga și de dreapta Mântuitorului nostru Iisus Hristos erau Moise și Ilie, niște reprezentanți ai Vechiului Testament, erau ei ca reprezentanți ai Noului Testament, erau Sfintele Scripturii, adică veșmintele Mântuitorului, era slava ca energie necreată care ieșea din el,
Era cerul și pământul și erau toate puterile cerești ca chip al împărăției pe care noi trebuie să o urmăm. De aceea, iubiți credincioși, spune clar, dacă vă uitați la Sfânta Evanghelie după Luca, care se referă exact la acest moment, spune despre noi și despre apostoli. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea sa în fiecare zi. Așa spune acolo la Luca, adică în fiecare zi, când te-ai trezit, trebuie să te cuplezi, trebuie să te armonizezi, trebuie să-ți fixezi mintea la realitatea duhovnicească, la împăratul cerului și a pământului, apoi trebuie să te fixezi la sine însuți, ce rost ai tu, să-ți asumi crucea pe fața pământului și să începi lupta cu voia ta proprie, încă din primele clipe ale dimineții, când demonii înainte mergători, demonii care te trezesc în fiecare dimineață și strecoară un gând rău, trebuie să birui acele gânduri rele, fixându-te și raportându-te corect la cruce. Raportarea la Dumnezeu, la sine, la aproape, la creație și la lupta împotriva întunericului, această raportare corectă înseamnă măsură, înseamnă smerenie, înseamnă să fii în adevărata realitate. De aceea, în ziua de astăzi, iubiți credincioși, creștinii de multe ori au o atitudine defensivă în fața oamenilor trupești acestei lumi. Creștinii au o atitudine șovăielnică în fața acestui popor desfrânat și păcătos. Creștinii care ar trebui să fie lumina lumii și sarea pământului și măsură a lucrurilor în lumea aceasta, tocmai ei sunt cumva într-o stare în care n-au forță, n-au putere și sunt cumva ascunși. Nu? Pentru că dacă El îl mărturisește pe Hristos, n-ai de ce să te temi, n-ai de ce să te rușinezi, nu cumva mintea ta care se ocupă cu cele duhovnicești să se înconvoie în fața pătimașilor și neputincioșilor lumea aceștia, chiar dacă vin ei cu argumente științifice de tot felul, indiferent câtă știință și cunoaștere au ei, dacă sunt la nivelul rațiunii, sunt la un nivel mai jos decât partea duhovnicească. De aceea, creștinii să trăiască demni, creștinii să trăiască în putere și în forță, creștinii să fie bucuroși de faptul că sunt creștini, nu cumva să faci o cruce nascunsă, să fie rușineție între prieteni, între rude și în cercul tău de oameni apropiați, ca să nu cumva să dai de bănuit că tu ești evlavios. Nu! Tu ești credincios și asta este o demnitate. Tu ți-asumi crucea și asta este o cinste. Tu îl mărturisești pe Hristos și asta este onoarea ta de creștin. Iar tu ai dreptul ca și creștin, având autoritate duhovnicească a Bunului Dumnezeu, care te-a trimis în lume, să mustri, să cerți și cu timp și fără timp, pentru că așa spune cuvântul, de ce nu postești vinerea, de ce nu postești miercurea, de ce nu te rogi dimineața, de ce nu te rogi seara, tu de ce nu mergi la biserică, tu de ce nu știi Sfânta Scriptură, nu tu să stai în starea defensivă, ci tu să spui cu forță cuvântul, pentru că nu este cuvântul tău, ci este cuvântul Dumnezeu. De aceea, și fără să mai amintim lupta pe care o știți în vremurile acestea întunecate, în care noua ordine mondială începe și continuă încetul cu încetul să își facă apariția și să câștige teren, în vremurile acestea, raportați-vă la cruce, la răstignire, la jertfă, la înălțare și la înviere, pentru că este singurul ideal, este singurul scop, este singura direcție. Nu vă mai cramponați de lucrurile acestea trecătoare, pentru că într-o clipă o să le vedeți cu ochii voștri cum dispar toate. Gândiți-vă că nu se știe nici clipa, nici ceasul în care tocmai noi poate îl vom vedea pe Hristos venind pe norii cerului împreună cu îngerii săi într-o slavă împărăției, iar noi poate vom fi martori acestui lucru. Nu se știe. Pentru că nici clipa, nici ceasul nu se știe când va veni Fiul omului. Dar noi trebuie să fim treji și să fim pregătiți. Ceea ce vă îndemnăm noi pe voi este să aveți curajul mărturisirii, să vă asumați demnitatea de creștini, să stați în adevăr în fața lumii acestea păcătoase și desfrânate și dacă 1000 sunt împotriva voastră cu tot soiul de argumente logice și lumești, voi trebuie să puneți Sfânta Cruce care le luminează și le sfărâmă pe toate, pentru că nu există nimic mai puternic pe fața Pământului decât Sfânta Cruce. Și dacă 1000 ai împotriva ta,
să te gândești că sunt zeci de mii de îngeri care stau și așteaptă ca tu să faci un pas cu voința și ei să intre cu puterea lor, să ai 1000 de îngeri în spatele tău care biruie 1000 de prăpădiți de oameni păcătoși și desfrânați care își aduc argumentele lor pentru păcatul lumii acesteia. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne dea tuturor puterea de a urma pe Hristos până la sfârșitul vieții noastre și să ne asumăm Sfânta Cruce în viața noastră de zi cu zi. Amin.